Oficialii lui FC Farul au început să-și facă deja planuri pentru sezonul viitor al Ligii a doua. Și asta deși din actuala ediție de campionat au mai rămas de disputat 5 runde din faza play-out-ului. Marinarii au un avans considerabil în fruntea clasamentului grupei A, însă salvarea de la retrogradare nu este asigurată deocamdată și din punct de vedere matematic. Distanța așa pare că este mare, dar este important să ne asigurăm matematic ca să putem să închidem sezonul liniștit, să putem să pregătim viitorul sezon, plus la fel să pregătească viitorul sezon, pentru că până la urmă lucrul acesta contează în acest moment, salvarea matematică de la Grație punctului câștigat sâmbătă la Constanța, Farul se menține pe prima poziție a grupei A în play-out-ul Ligii a doua, cu 33 de puncte. Marinarii au 10 puncte avans față de ocupanta locului 5, care duce la barajul de retrogradare, Ripensia Timișoara. 5 etape mai sunt de disputat din această fază a campionatului, următoarea fiind programată la finalul acestei săptămâni.